limite familiale. În al treilea rând, limite instituționale. Și aici vorbim despre autoritatea bisericii, pentru că la locul de muncă vei fi sub autoritatea unei instituții și va trebui să asculți de șeful și să vezi ce o să asculți. Că te dă afară și îți pierzi pâine. Dacă te oprește polițistul pe stradă, n-ai cum să pleci de acolo. Și ce zice, îți plătești, plătești. Că dacă nu plătești mai mult, o plătești de tot. Când trebuie să ne plătim taxele, ni le plătim. Că dacă nu ne ia casa, ne ia mașina, ne ia bunurile, ne ia tot. Stau și mă gândesc de multe ori, de ce știm să ne încadrăm în ierarhii, în instituții, când e vorba de locul de muncă, când e vorba de școală, când e vorba de una de alta, dar când ajungem la biserică, biserica e o instituție unde fiecare face ce vrea. Autoritatea bisericii are și ea niște limite, niște restricții, niște bariere. Și dumneavoastră veți spune, limitele Scripturii, fraților, haideți să fim sinceri, nu găsim undeva în Biblie cum să stăm în biserică, cum să ne așezăm în biserică. La sfârșit, cântarea aia de 100 de ori și n-am mai cântat nimic altceva. Dar nu le avem. Pe astea cum le negociem? Dumnezeu, poruncesc eu, dar cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Și aici mă rog ca Dumnezeu să lase Duhul Său peste bătrânii bisericii, peste conducerea bisericii, pentru că au și ei de așezat niște rânduieli care vor fi respectate și în cer. Ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer, ce veți dezlega va fi dezlegat și în cer. Și trebuie să o facem cu discernământ, cu înțelepciune și sub călăuzirea Duhului Sfânt, ca și atunci când sunt porunci omenești, să nu fie de fapt porunci omenești, să fie poruncile lui Dumnezeu transmise prin Duhul Sfânt oamenilor. Când s-a întemeiat biserica noastră cu ajutorul Domnului, au venit câțiva frați și mi-au spus, stăm amestecați. Nu. Păi frate, suntem în America, știu. Avem foarte mulți tineri în biserică, știu și asta. Păi nu e bine să stea soțul lângă soția lui? N-aș avea o problemă cu aia, dar dacă stă soțul lângă soția lui, o să stea și alt soț lângă soția lui și o să stea și altă soț. Între ei sunt unii cu cugetul slab. Și în loc să venim în casa lui Dumnezeu să ne sfințim, de ce să venim să ne întinăm? Nu mai vorbesc de faptul că eu sunt pus pe schimbări numai după ce văd ce se întâmplă în majoritatea celorlalte biserici. Lasă-mi facă ei schimbarea, primii să mă uit să văd și eu cum iese. Și am observat că toate aceste reforme și schimbări vin la pachet. Când ai făcut-o pe una, faci 10 pe lângă ea, starea spirituală a bisericii scade, rugăciunile pierd din intensitate, oamenii devin din ce în ce mai firești, acolo intră și alte crenci, lăstar de amărăciune și să te ferească Dumnezeu. Și știți ce? Azi rămânem noi mai înapoiați un pic. Sunt împinse gardurile până troznesc și... Sau ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Cu asta vine la noi și ne spun, astăzi datine omenești. Și am spus, renunțăm la ele, aduceți-mi porunca lui Dumnezeu. Dar dacă schimbăm datina noastră sau tradiția noastră cu datina voastră și tradiția voastră, datina noastră, măi, mai bună decât a voastră. Că voi nu faceți biserică, voi faceți concerte. De unde au luat ei datina cu luminile alea, cu întuneric în sală? De unde au luat ei datina aia cu chitările alea până la genunchi? Că să-și apleacă să dea în ele, dar e foarte greu. Și eu știu să cânt la chitară. Știți că odată m-am dus singur și am pus una până la genunchi să văd, măi, e mai ușor sau e mai greu de dat? Știți ce greu e să cânti cu chitara când dai așa în zona... Dar e... Americanii au vorbit, e cool, e interesant, e...
Și cu pletele alea care se învârt când mișcă, unii dau din cap de parcă nu-s de acord cu ce cântă. De la ce înger le-au luat? De la ce detașament de închinare din rai le-au copiat? Când au mers ei în cer să vadă cum cântă îngerii, în cer să vadă așa modele? Le-au luat de la Michael Jackson, le-au luat de la concertele din lumea asta, de acolo le-au luat. Și îmi spun mie că ce facem noi aici e datină omenească. O desfințăm, frate, adu-mi cuvântul lui Dumnezeu. Adu-mi porunca lui Dumnezeu. Și înlocuim toate datile noastre, dacă mi-o aduci. Dar nu mi-aduce tu datini lumești, ale oamenilor lumești, ca să înlocuiești datinile sau tradițiile sănătoase ale oamenilor duhovnicești. Că unele vor fi datini și vor fi tradiții. Că nu scrie în Biblie 100% fiecare lucru pe un să intri, cum să te așezi, să urci la ambon, să faci ambon. Nu scrie. Dar oameni cu bun simț, cu călăuzirea Duhului, au produs niște obiceiuri bune, niște tradiții duhovnicești care taie colțurile firii pământești și o ține pe fire în corset să nu înceapă să se lege și să clatine, că-i de rău. Așa că tuturor acestora spuneți-le, dacă îmi spui de unde ai învățat datina asta nouă, cu care vrei să înlocuiești datina noastră, dacă îmi demonstrezi că e porunca lui Dumnezeu să ne lăsăm plete, să dăm din cap, să ne tatuăm, să ne punem cârlige pe aici și pe acolo și să jucăm și să dansăm, dacă e porunca lui Dumnezeu, o punem aici. Dar dacă nu, ia stați frumos în bâncuța voastră. Unu Petru 5:5, tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni. Întrebarea mea la dumneavoastră este, cine stabilește normele de conduită pentru o generație? Cine stabilește rânduielile de conduită, de bun simț și de comportament pentru o generație? Vă spun eu cine, generația de dinainte. Vai de tinerii care vor să înlăture sfatul și supravegherea părinților și bătrânilor bisericii. Auziți ce spune Proverbe 22:28, nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Și în Iov 24:2 este și mai tranșant. Sunt unii care mută hotarele, fură turmele și le pasc. Dar nu le pasc la pășuni verzi și nici nu le duc la izvoare de odihnă. Le pasc până le răstoarnă în prăpastie. Acestea sunt bariere, limite de tip instituțional. Așa se rânduiesc lucrurile în casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Sunt și bariere de tip cultural, norme de conduită determinate de preferințe sociale. Și uneori ele sunt chiar mai înguste decât în biserică. Vă dau un exemplu. Ce face un credincios dacă merge ca misionar într-o țară musulmană cu familia lui? Mulți dintre membrii, dintre surorile din bisericile noastre din America, n-ar putea să fie membri aici în biserica voastră. Însă multe dintre dumneavoastră ați trece drept libertine într-o țară musulmană, când e vorba de cum se îmbracă femeile musulmane. Care este conștiința la care ne raportăm? Pentru că Biblia spune că trebuie să ne raportăm la
un anumit gen de conștiință. Și nu se referă la cei slabi în credință. Acolo e vorba de altceva. Dacă fratele este mai îngust, înseamnă că e mai slab în credință. Nu. Nu este adevărat. Aia e vorba de pricini de păcătuire. E vorba de altceva. De exemplu, în mod obișnuit, eu port cravată. Dar cred că aș fi fost de-a dreptul caragios să vin în seara asta aici cu cravată și să stau în mijlocul meu. Chiar m-aș fi simțit îngrozitor. Dacă veneam de undeva, de pe altă planetă și picam aici, primul lucru care îl făceam când intram, mă uitam atent și ziceam, mă lăsa să merg până în camera aia. Ne deam jos cravată. Dumneavoastră aveți această rânduială nu pentru că sunteți mai slabi în credință. Nu. Iar eu dacă port, nu port că-s mai tare în credință. E vorba de niște culturi diferite, zone diferite. Eu țin minte că am trăit într-o biserică în țară în care dacă n-aveai cravată, arătai ca și când erai dezbrăcat. Oamenii nu te puneau la amvon, că nu era o lipsă de respect. Aici la dumneavoastră este o problemă de modestie pe care trebuie să o respectăm la fel cum respectăm rânduielile altora din altă parte. La care conștiință te raportezi? Și vă spun eu acum, la cea mai îngustă dintre ele, pentru că sunt trei conștiințe. Vă spuneam că sunt trei dimensiuni ale legii, sunt trei dimensiuni de conștiință. Este conștiința personală, ce te mustră pe tine cugetul, este conștiința comunitară a unui grup de oameni care se întâlnesc în aceeași părtășie și este conștiința socială a societății în care trăiești. La care dintre ele te raportezi? Și îți spun eu acum, depinde. La cea mai îngustă dintre ele. Dacă te duci într-o biserică, stimată soră, familia se mută în America. Te duci într-un oraș și în orașul unde te duci este o singură biserică. Și în biserica aia, surorile poartă batic invizibil, sfoară invizibilă. Că atâta i-au tăiat mai întâi limba, după aia l-au învelit în două, în patru, pe urmă l-au tăiat în două și l-au tăiat în patru și pe urmă a ajuns o sfoară așa pusă printre părți, nu se vede. O cordeluță. Categoric, conștiința comunității respective este mai liberă decât a ta. Îți vei călca propria conștiință ca să te potrivești cu toți ceilalți? Nu, îți vei respecta conștiința ta că e mai îngustă. Dar dacă te duci într-o comunitate unde se leagă în față și își acoperă umerii cu o eșarfă mare de tot, te raportezi la cugetul respectiv mai îngust. Și dacă te duci într-o țară unde se acoperă din creștet până în tălpi și nu se văd nici ochii, te îmbraci exact cum se îmbracă oamenii de acolo, pentru că nu calci nici conștiința socială, nici conștiința comunitară și nu scalci nici conștiința ta. Toată lumea trebuie să-ți respecte cugetul tău și tu trebuie să respecti cugetul tuturor. Cea mai îngustă conștiință trebuie întotdeauna respectată. Vorbim despre bariere culturale. Pentru că spune așa cuvântul Domnului în Roman 12:2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu înseamnă că trebuie să arătăm ca majoritatea. Uneori cultura aceasta ne oferă niște bariere foarte înguste la care trebuie să ne raportăm. Chiar și la acoperirea capului. Vă aduceți aminte ce spunea Pavel corintenilor? În societatea în care voi trăiți, este rușine pentru o femeie să fie tunsă sau rasă. Mulți spun că părul este învelitoarea capului. Este, dar una dintre ele. E o învelitoare naturală, care e părul, și e învelitoarea artificială, care este pusă pentru ca să se roage și să prorocească. Oamenii aceștia dau dovadă de disfuncționalitate mentală. Și din păcate mulți au doctorate, ai zice că sunt mai deștepți decât atât. Ascultați, ce spune Pavel? Dacă nu vrea să se tundă sau să se radă,
să se acopere. Iar dacă nu vrea să se acopere, să se tundă. Păi dacă părul este învelitoarea naturală și femeia deja o are, de ce să, ce să mai tundă și să mai radă? Că dacă nu vrea să se acopere, înseamnă că s-a ras și s-a tuns. Vă spun cum argumentează partea culturală acolo Pavel. El zice așa, în societate e rușină să te tunzi și să te razi. Sunteți tunse sau rase? Și corintenii au spus, nu frate, că ne facem de râs în lume. Numai femeile stricate sunt așa. Mm-hmm. Va să zic că vă e rușine de oameni și le respectați rânduielile. Dar pe a lui Dumnezeu, care vă spune să nu prorociți și să nu vă rugați fără să aveți capul învelit, cum vă permiteți să o faceți? M-au întrebat în multe locuri că, mă rog, oamenii vor să, ori să ispitească, ori să prindă cu vorba. Și cât trebuie să acoperim, frate? Și le-am spus, măcar atâta cât acoperi Dumnezeu cu învelitoarea naturală. Măcar atât. Sunteți cam liberali. N-am crezut vreodată că să ajung în Bucovina, s-a pus o biserică de bucovineni, că sunt liberali. O să-mi spuneți, du-te, doctore, în patria ta și să știți că și la noi la biserică le spun, unii mă ascultă, alții nu mă ascultă, nu e treaba mea să-i fac să mă asculte pe toți. Vă spun adevărul. Măcar atât cât a acoperit Dumnezeu, trebuie să acoperim și noi cu cea artificială.